Mă bucur că am ajuns la vârsta de 66 de ani și încă tot suntem în mișcare, Domnul ne mai dă zile senine și sănătate, îi mulțumim mult și mai creștem roșii. Deci soiul de roșii se numesc Roșii Paradis. Sunt gustoase, are niște calități gustative foarte plăcute și gustoase. Îți duci la gust, sunt aromate, n-au viță ce e verde înăuntru, îți țărică la pieleță. Ce-i lucrul? Bravo, bravo! Ajutorul lui bunicuța! Sunt bucuroasă că am ajuns la anii ăștia și avem 8 nepoței, 6 nepoței și 2 nepoțele. Patricia, Larisa, nu le da pe jos, atent! Ea că e mic și mă ajută, dar când ori crește mare, deci îngeraș bunicuțul vin și mă ajută la lucru. Opa! Ha, ne ridicăm. Opa! Punem acolo. Bravo, Luca! Opa! Cad jos, da? Da! Da! Stai, bunicuța, să le așeză. Deci roșile se numesc roșii ceri, ia mănâncă, așa-i dulci ca tine, dulci și gustoasă. Roșile acestea se numesc roșiile paradis. Sunt foarte gustoase, aromate, deci am ajuns la vârsta de 66 de ani și o plăcere când afară așa e o temperatură înaltă de 34 de grade și iată noi intrăm în seară împreună cu nepoții ei care mă ajută și îmi alină bătrânețele. E o plăcere să stai cu copiii, cu nepoții la umbră, în seara verde, da? Sau cum spunem noi, suntem la Marea Verde. Deci avem soare, lumină, căldură. Da, Lucșoar? Acesta de roșii se numesc cristal. Deci când a apărut, iată, chiar și la piața raională, când merg în orășel, la masa mea, la masa din piață numărul 63, unde realizăm noi producția care o creștem, toți se apropie și spune, ce Galina, dă-mi roșii de cele gustoase. Nu știu cum se numesc, că nu mai țin minte, tu de multe ori îmi spui, dar eu așa simplu le explic, când a apărut prima dată cristalul, paharele din cristal, vaza din cristal, așa sunt roșiile noastre cristal. E subțărică la cojiță, n-are jița aceea verde de fel înuntru. E o plăcere când mănânci o salată din roșiile cristal. Deci sunt niște roșii, au niște calități gustative. Deci când era de mult părinții mei din raionul Soarocă, din satul Parcani, tot când creșteau legume, tot erau foarte gustoase. Când ne pregătea mama o salată la amiază și noi eram 9 copii, când ne așezam în jurul mesii cele rotunde, era o plăcere. Ne vedeam fiecare în față și așa mâncam cu poftă, ne îndemnam. Rămânea farfurie goală. Toată salata era mâncată și mama noastră tare se bucura. Știa că noi suntem 9 guri, dar știa că suntem sătuli. Toți sătui și mulțumiți. Și după aceea plecam la culesul tutunului. Deci de mic copii, noi am fost învățați de părinții noștri care erau simpli țărani. Am fost educați să iubim munca, să respectăm omul în vârstă. Mama chiar simplu ne spunea, mai băieți, mai unde nu-ți fie voi, ați vă poartă lumea prin lumea largă, să vă aveți drumuri, o să vă duceți de acasă, de la cuibul părintesc, dar să nu uitați de loc unde v-ați născut, unde ați făcut primii pași, prin o gradă. Și era un nuc bătrân în o gradă casei noastre. Și la umbra celui nuc bătrân noi ne așezam roată și era o grămadă mare de frunze, de tutun. Când culegeam tutunul acela, ți-mi minte că așa niște mâini negri se făceau și șilea părul de pe mână. Și până în seară era înșărat acel tutun care se face țigările care le adoră fiecare. Dar vedeți că tutunul ucide, distruge sănătatea. Și iată, am avut ocazia să fiu căsătorit cu un soț foarte bun pe numele Petru, care este de profesie agronom și nu-mi pare rău că m-am căsătorit cu un agronom, pentru că dacă noi am crescut la țară, părinții noștri ne-au educat, ne-au dezvoltat dragostea de pământ, natură și nu, putem spune că în toată ziua suntem la Marea Verde. Marea Verde aici avem și lumină și soare și lucru și vitaminele necesare ecologice. Pentru că avem și noi nepoți și
Vrem ca nepoții noștri toți să mănânce niște legumi ecologice. Deci, acum vedeți că spune tot pe ecologie, tot pentru sănătate. Deci, după ce mai fost, mai cules roșii, m-am apropiat de rândul meu preferat de mure. Sau în limba rusă li se mai zice ejevica. Și iată, săptămâna trecută, cu nepoții cei mai mari, cu Silviu Ricardo și cu Gabriel Victor, mi-au ajutat Petrica, Patricia, mi-au ajutat și am mai legat tufele pentru că ramurile cresc, noi din când în când le mai udăm în legătură cu seceta de anul acesta și iată ele se coc pe rând. Deci mâine noi vom culege pentru piața din locală, de aici de la noi, din orășelul Ungheni, unde mă așteaptă cumpărătorii. Deci noi avem cumpărători care preferă murele noastre, ele sunt foarte aromate și, dacă observați atent, n-au schini, putem ușor să le culegem și au un gust dulce, nu sacre, dar sunt foarte dulci. Deci oamenii care le cumpără de la noi se miră, deci că de unde aveți așa soi gustos de aceste mure? Și noi le promitem toamna să le vindem material săditor, tufe, ca să le planteze, ca să aibă și ei pentru nepoții lor scumpi și dragi, pentru chiar copii, dar chiar și pentru oameni în vârstă. Aceste mure sunt foarte gustoase și ele sunt foarte bune pentru anemie. Este așa o boală anemie, hemoglobina se ridică și trebuie mâncate, pentru că sunt vitamine care sunt necesare la fiecare organism. Fie un vârstnic, fie un copil, le mâncăm cu plăcere în fiecare zi. Deci am ajuns și la rândurile de morcovi. Deci, după cum vedeți, noi avem aici vreo câteva rânduri de morcovi, dar printre rândurile acestea de morcovi avem și un soi de ceapă roșie. Ceapă roșie. Deci morcovii sunt protejați, aici au umbră. Din ambele părți este mura care ține umbră și avem și cozi de ceapă verde care, iată când suntem la piața locală, deci noi realizăm roșiile, castraveții și avem și ceapă verde. Și toți se miră, zic, dar de unde aveți voi așa ceapă verde? Nu e uscată de soare, la salat o folosim și morcovii. Dar la nepoții îi place foarte mult când vin aici în grădină și smulg așa un morcov și se duc și îl spală și îl mănânc și spune, oi bunica ce e aromat, e bun pentru vedere. Ceapa aceasta roșie tot e foarte gustoasă. Iată, mai mult o preferă copiii, nepoții mie ceapa roșie decât ceapa cea albă. Noi aici avem și ceapa albă, dar avem și ceapa roșie. Ca și ceapa albă. Avem ceapa albă. Deci soțul Petru când a semănat aici ceapă albă și ceapă roșie și morcovi împreună, da. Da. Ne bucurăm de roade, necătând că este așa o secetă mare anul ăsta. Iată, culegând acești ardei cărnoși, aromați, mi-am amintit că de când m-am căsătorit cu soțul meu, Petru, trăim împreună deja 42 de ani. Și avem fiica cea mai mijlocie, trăiește în Franța. Tare mi-a plăcea o salată, un ghiveci, cum spunem noi, o tocăniță, ca la Moldova noastră, cea însorită, o tocăniță cu roșii, cu ardei grași, pe care îi țin eu acum în mână. Acești ardei se numesc paliot. Și iată, sunt diferite soiuri de ardei grași, dar cel mai mult îi preferăm pe acești chipăruși, pentru că sunt ascuțiți la vârf, sunt cărnoși, sunt aromați și foarte gustoși. Când faci tocănița, mirosul în toată mahalaua se răspândește. E o plăcere. Apare saliva vrând nevrând în gură. Și îți pare de acum, gata, tocănița ai pus pe farfurioară și numai să spunem, poftă bună!
Thank you.